Țuica însoțește mâncărurile grase, o slăninuță, o friptură de porc sau un preparat tradițional din carne se sting cu o gură de țuică. Toate acestea se depun acolo unde nu ți-ai dori. Noroc cu zeama prunelor, ce are efect asupra digestiei și a metabolizării grăsimilor. Dacă vrei un argument în plus în favoarea consumului de țuică, acesta vine de la cercetătorii americani, care au descoperit o enzimă în țuica de prună. Enzima cu pricina reduce depunerile de colesterol de pe vasele inimii. Prin urmare, dacă bei zilnic 32 de ml de țuică de prună, vei ține la distanță bolile de inimă cauzate de arteroscleroză. Totuși, băută în cantități mai mari, țuica are efecte nefaste asupra organismului. Medicii nu recomandă consumul de alcool în zilele friguroase. Cu toate acestea, românii nu se abțin să se încălzească cu un pahar cu vin fiert sau cu o cană cu o țuică fiertă. Dacă stai în casă, la gura sobei sau în pat la căldură în perioada geroasă, poți gusta puțină țuică fiertă în care să pui zahăr, o lingură de fulgi de ciocolată sau 2-3 cuișoare și 2-3 boabe de piper. Vă pune sângele în mișcare, va activa funcțiile hepatice și biliare. Fiind indicată în dischineziile biliare, în disfuncțiile ficatului cauzate de slaba irigare cu sânge acestuia, precum și în constipațiile cauzate de alimentație. Țuica fiertă sau nu, se bea în cantități mici, înainte de masa de prânz. Lângă niște jumări de porc și ceapă roșie sau slănină și brânză, țuica merge pe gât ca unsă. Pe post de aperitiv, înainte de prânz copios, țuica ajută la digestie. Dacă este servit la cină cu o țuică bună, chiar dacă e ceva mai tare, păstrează doza de 50 de ml. Sub nicio formă, nu bea mai multă țuică după terminarea mesei de seară și nici la prima oră, înainte sau după micul dejun. Relatează realitatea.net.